La sediul instituției a fost afișată seria 10 din acest an cu date de plecare în perioada 10-15 iulie 2020. Au fost repartizate 36 de bilete de tratament balnear în bazele de tratament care fac parte din Societatea Comercială de Tratament Balnear și Recuperarea Capacității de Muncă. Stațiunile în care pot ajunge pensionarii sunt stațiunile Covasna, Olănești, 1 Mai, Amara, Pucioasa. Liberarea biletelor se va face în perioada 7-10 iulie 2020 conform planificării care este anunțată telefonic fiecărui beneficiar. Casa Județeană de Pensii Argeș anunță că au rămas șase bilete pentru care nu au mai fost solicitări în stațiunile 1 Mai și Pucioasa. Contribuția individuală a unui bilet de tratament este de 50% din cuantumul brut al pensiei, inclusiv din pensia brută acordată, dacă beneficiază de drepturi de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensie. În cazul pensionarilor care au și calitatea de asigurat, contribuția individuală este de 50% din cuantumul brut total al drepturilor de pensie și câștigul brut de natură salarială, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale din luna anterioară celei în care se face repartiția. Biletul de tratament se eliberează personal titularului pe baza actului de identitate. Acesta va avea asupra lui cuponul lunii iunie 2020, original sau copie și xerocopia biletului de trimitere de la medicul de familie.